seara, sunt Natalia Echeptine. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. În satul la noi aveau pistolete, dar soțul meu n-a avut. În sat la noi e bisprigel. Din anul 2019, Olga Stoica din satul Vulcănești, Nisporeni, bate cărările procuraturii. Tot ce își dorește femeia este ca ucigașii soțului ei să se aleagă cu cea mai cruntă pedeapsă. Deși am avut mai scump de tăluat oamenii ăștia. Mi-a distrus viața și nu era pentru și. Într-o zi de mai, 5 tineri ar fi venit la poarta lui Sergiu Stoica. Din spusele Olgăi, aceștia aveau arme și vroiau să se răzbune pe bărbatul ei. O scos Sergiu pistoletul din curava lui, l-a încărcat. Și când au aluncat butâlca și întrânși, au ieșit. A ieșit Stoica Ruslan și a ieșit și au tras întrânsul. L-am văzut. N-am crezut că au nimerit întrânsul. De atunci, singura dorință a femeii era ca toți cei 5 bărbați să ajungă după gratii. Dar verdictul pe care l-au pronunțat judecătorii nu a fost pe așteptările ei. 12 ani. Și nu sunteți acord nici cu asta. Dar el nu face 12 ani. Da, o duce din el. Plătește în fiecare lună 500 de euro pe camera și el trăiește acolo cu blatnăie. Mai mult, Olga zice că în aceeași seară, presupușii ucigași au încercat să o împuște și pe ea, doar că procurorii nu o cred. La această plângere a ei, oamenii legii au închis ochii, spune femeia. Pentru că ne-au lăsat când au ieșit pe soțul și sunt mai multe. Și pentru asta că nu au făcut sudoșala, nu au făcut procuratura, nu au făcut dreptul că să și bătăți. Ce povestește Olga Stoica despre seara în care 5 bărbați l-ar fi omorât pe soțul ei? Cum s-a întâmplat că din toți cei pe care Olga îi acuză de crimă, a fost condamnat doar unul? Ce conflict ar fi avut Sergiu Stoica cu cei 5? Dar și ce dezvăluiri vor face rudele învinuiților care îi aduc Olgăi acuzații grave? Pe toate le aflați în această ediție. Olga Stoica spune că este datoria ei să-i facă dreptate soțului său și nu se va lăsa până când făptașii nu vor ajunge la închisoare. Văduva lui Sergiu Stoica a venit în această seară în platoul nostru ca să povestească cum a murit bărbatul ei. Olga, bună seara! Te rog să iei loc. Olga, povestește-ne cum s-a întâmplat totul. Am fost în Rusie, eu, soțul și copii, și am lucrat un an de zile să vin să mă pregătesc la nuntă. Și am venit acasă. Când am venit acasă, s-a luat copilul din Rusie cu ciganul ăla care a ieșit pe soțul, de pe internet. Nu știu și cuvinte, eu zis băietul meu și băietul ăla. Băietul meu avea 15 ani. Și când am venit acasă, s-a dus băietul meu la olibor cu băieți. S-a întâlnit acolo cu băietul ăla. S-a luat o leacă cu dânsul și s-a apucat să bată și au venit băieți și le-au dat așa deoparte, nu s-a luat, nu s-a svădit așa de tare. Au venit copcii la casă și ne-au zis, ia ca mamă și am pățit. Și Sergiu meu, soțul meu, zicea, lasă să mă duc eu la tata lui să-i zic. Zic, nu mai te du tu, Sergiu, că noi avem să facem trebuințele noastre, la să ne pregătim la nuntă, dar lasă să ducă socrul meu, că e mai în vârstă, și să grăiască cu tata lui, că să și bătăt normal. S-a sculat socrul meu în tătă, în ziua aceea, în noaptea aceea, s-a dus la tata lui, i-a zis, copilul tău e mai mare, copilul nostru e mai mititel, are 15 ani, te rog eu, nu vrem să vadă cu voi, să nu mai se apucă de copilul nostru. Gata, nu mai se aude nimic. O trecut vreo două săptămâni și am venit de la Chișinău tot cu cumpărăturile și s-a vrut soțul să meargă până la deal, la un cumnat de-a mea. Dar era, eu trăiesc lângă țintirim și stătea mașina lui ucigani și alea care au ieșit pe soțul. Taman în drumul nu puteai să treci cu mașina. Și eu zic soțul, e mașina, și dă-te într-o parte. Dar ele erau așa de bieți,
că nu din mult o săptămână în urmă el a avut cumetrie cu Florin Salam. Și erau beți, și erau băuți de tableci, erau ca nebuni de cap. Pistolul era pe o masă la un mort, ea ca așa stătea. Și s-a luat acolo o leacă de ceartă. Le-au făcut pe soțul Nev în tot felul. Nu, i-a zis soțul tot așa, nimic. A luat mașina și s-a dus la deala, la tata, tot la uciganul și ăla. Când s-a dus la deal, s-a sculat băieții și alea cinci în mașină și l-a ajuns din urmă, la tata lui. A luat, a dat un pumn în mașină, a stricat o sticlă din mașină. Cu mare ce au fugit soțul de pe locul și ala, a venit acasă. Zic, Serioja, nu trebuie să vadă cu oamenii ăștia, a să ne înțelegem că avem nuntă și nu trebuie. Eu, cât o trăit soțul, el nu a avut să vadă cu niciun om în sat la noi. Când au trecut vreo două săptămâni, ne-am dus la magazin. Am venit de la Cruz, că am luat atât băuturile, cumpărăturile și mai am cumpărat și am venit. Când trebuie să se întâmple nuntă? Când trebuie să faceți nuntă? Două zile. Pește două zile mai dinainte de asta, da. Am luat atât băuturile de la Crusca și am venit, o zis copchila că era cu mine Serioja, îl mitite la un an și trei luni și fata de 12 ani. O zis, hai la magazin să luăm niște piceni. Haide, era, magazinul e aproape de noi, vă 5 minute, nici 5 minute. Și ne-am dus la magazinul și ăla când vedem și de un băiet care era cu dânsul în ziua așa când era el la țintirim. Și nu m-a întrebat soțul, unde-i fratele tău care a vrut să mă bată? A zis așa la... De ce l-a întrebat? De ce l-a întrebat? Că a vrut să grăiască cu dânsul, deși s-a luat de dânsul atunci a ziua așa, că nu fășea nimeni chipișul și ăla care l-a făcut el. El spune-mi, te rog, înainte de a continua, Olga, acum, dar sincer, soțul tău era un om conflictos? Nu. Nu. Pentru că ceea ce ne povestești tu, parcă ne demonstrează că acel conflict s-a epuizat într-un fel, da? De ce îi trebuia soțului tău la un moment dat iarăși să întrebi el, de frați sau de cine acolo? El, dacă l-a întrebat, el nu l-a întrebat că să-l... Prostul să grăiască cu dânsul, dacă vine un om și te bagi în mașină și strică sticla ta, apoi... Nu-ți ședi normal. El nu a vrut cu dânsul să vadă, el prost a vrut să grăiască cu dânsul. Așa l-a zis. Exact că... în acel moment când l-a văzut. Da. Și asta s-a întâmplat în ziua când soțul tău mai târziu a fost omorât. Da. De cei cinci. Da. Hai mai întâi să vedem cine a povestit despre viața voastră de cuplu, ca să-l cunoaștem mai bine pe soțul tău răposat. Atenție! Olga povestește că relația ei cu Sergiu a început pe când ambii aveau câte 15 ani. Mai târziu s-au căsătorit și au adus pe lume 4 copii. Fiica lor mai mare are acum 25 de ani, iar în ziua tragediei cel mai mic copil împlinise doar un an și jumătate. Olga spune că împreună cu soțul ei munceau în străinătate. Din banii adunați, ei au construit o casă în care visau să-și petreacă bătrânețile. Era pește hotar, dar și acasă. Noi nu stăteam mult. Că te duci unde n-a duci și dă noi ca în casa ta. Ia cam vroiam să trăiesc, eu și el. Cu puțin timp înainte de nenorocire, în familia Stoica se aștepta un mare eveniment. În scurt timp, ei urmau să devină socrii mici. Fata trebuie să facă nunt. Da, cumpărat tot băuturile, tot am cumpărat. Fata a mai făcut nuntă după asta? Nu. Am dat-o așa și gata. Acum, Olga spune că nu mai are puteri să lupte cu nedreptatea. Însă, de dragul copiilor, continuă să meargă mai departe. Ia de mult, cum să vă zic, orică trăiesc, orică nu. Am așa o... să trăiesc numai pentru copii, că să le văd mari. Olga, știu că ți este greu, dar povestește-ne, te rog, cum a murit soțul tău. Atunci când a întrebat soțul meu pe băietul și ăla unde e fratele tău, era un șin de-a lui Ruslan, care ușis pe soțul meu, era acolo.
El s-a apucat așa de dânsul și a zis, da, și-ți trebuie el. S-a luat acolo numai cu orbile. Și eu m-am pus așa din trâns și am zis, du-te, băieti, că nu știi tu. Și Svadu a avut soțul Nev cu băieții ăștia. El prost a întrebat unde fratele lui nu să facă o svadă. Gata, l-am pus pe soțul în mașină, am venit cu soțul acasă. Nu trecut 5 minute. Că pe video văzut că nu a trecut mult de când ne-am apropiat noi la casă. Și-a venit altă mașină, două mașini cu, la partea noastră. Și-au ieșit oamenii ăștia. Câți erau? 5 oameni. Îi cunoșteai pe toți? Da. Erai încă în curte, nu ai intrat în casă? Eram la poartă și ieșit soțul. Și au ieșit... Toți cinci au ieșit din mașină? Da. Ce v-au zis? Ce s-a întâmplat mai departe? Eu să vă zic... Ele când au ieșit din mașină, au venit cu razgon cu mașina, că acolo se vede. Cu și viteză au venit oamenii ăștia la poarta mea. Așa. Și ele când au venit, eu stăteam lângă Ruslan, dar trebuie să o apucat la soțul meu. Dar nu era așa mare ceartă, că să zici că... Ce v-a zis? Ce i-a zis soțului? Ce vorbea? Vorbea numai unul dintre ei sau toți? Ce vroiau? Vroiau grăiafteți. Grăiafteți, dar corect să vă zic cuvintele și elea și știu că am suduit pe Stoica Ruslan. L-am suduit că el vroia să se apropie la soțul meu. Și l-am suduit într-o minută, o minute și 3 secunde, l-am pus în mașină pe tăț, le-am urcat în mașină. Și soțul meu a luat o butâlcă și a zvârlit în mașină și a ieșit tăț și a început a împușca Ruslan. Deodată deja, da, sunt puște, strazul, deci nu mai... Strazul, nu era nici o urmă. Toți cinci împușcau? Toți cinci aveau arme? Avea numai 3 arme. A început a împușca în soțul. Ce distanță era între voi? El era mai departe, dar eu eram aproape, aproape la dânsul. Aproape, aproape. El era cu... Câte împușcături au fost? 8 împușcături. 5 în soțul, dar 3 în mine. Au împușcat și în tine? Da. Mai era cineva lângă voi? Era fata, a văzut, dar fata nu a văzut când a împușcat în mine, că este hârtia. În dosar, copilul când... era lângă voi în momentul în care ăștia împușcau în voi? Da, da. Hai să vedem aceste înregistrări de pe camerele de supraveghere, ca să înțeleagă și toată lumea ce s-a întâmplat acolo. Atenție la ecran. Nu se vede foarte bine. Îmi dau seama că acele camere erau îndreptate în curte, în curtea interioară. Procuratura, când a luat video ăsta, apoi l-a făcut așa ca când era ziua. S-o grăit o leacă și le-am pus... Cine fuge aici? Cine e fata mea. E fata mea. A venit și ea în acel moment. E fata și mea. Și ea stătea cu voi în drum în momentul în care ei au tras în voi. Ia cam o să începe împușcăturile. Când le apropii mai normal, apoi se vede că le-am pus în mașină și soțul meu a zvârlit o butâlcă și a început a trage. Uitați-vă că din imaginea care noi vedem este fiica dumneavoastră minoră, fiindcă rezultatul acestor împușcături ea este și victimă, fiindcă a fost martor la tragedie în raport cu tatăl ei. Dumneavoastră la fel sunteți victimă, fiindcă în timp de 2 ani s-a însurit la păr, așteptându-vă dreptatea și vreți răzbunare pentru faptul că cineva v-a omorât. La fel există și victime din partea părinților lui Ruslan și a rudelor, care este condamnat pentru 12 ani privațiune de libertate. Călău, cel care a omorât, el de acum nu s-a mai gândit la consecințe. A ieșit din mașină, neavând, dacă n-ar fi avut acel pistol la el, eu sunt sigur că soțul dumneavoastră ar fi rămas în viață. Dar odată ce avea acest pistol ascuns, și-a început să tragă în direcția soțului. De aceea, pentru noi aceasta este o tragedie, pentru întreaga societate, dar pentru dumneavoastră, eu vă înțeleg prea bine că vreți că și celălalt patru ca să răspund. Olga, eu știu că l-ați dus pe soțul vostru la spital.
Da. În acel moment, el ajunsese încă viu la spital? Nu știu asta. Tu n-ai mers cu el la spital? Eu nu a fost cu mine nimeni, a rămas cu dânsul și ca mea și l-a luat așa în brață. Și eu m-am dus să chem pe vecinii să iasă să îmi cheamă scora aia, ori să vine cineva. Așa, și când a ajuns ambulanța, medicii ce ți-au spus? Nu a ajuns ambulanța, au venit doi băieți și l-au pus în mașină și l-au dus la nispăreni. Eu nu m-am putut să mă urc în mașină, că era mulți băieți care l-au apucat și l-au pus în mașină să-l ducă mai repede la bolniță. Când ți-au dat vestea și cine că a murit soțul? Eu n-am auzit, mă ating că o trei... Tocmai la 5 dimineața eu m-am auzit că soțul nu mai este pe viață. Mi-au zis că la bolnița se îndreaptă. Polițiștii i-au reținut pe toți cei pe care da. M-au atacat. Da. Olga, poți să-mi spui că tare mie interesant din toată povestea asta. Tu ca soție, dar cum caracterizezi pe Dumnezeu să-L odihnească pe Sergiu? El ce fel de om era? În relație cu tine, cu copiii, tot așa era impulsiv, se nerva foarte repede, poate vă trăgea câte o palmă, sau nu, în casă total era altfel. El toată viața cât a trăit, el știa să muncească pentru copii. Toată viața cât am trăit, noi n-am avut svadă cu oamenii. Noi am trăit, nu știu ca și... Nu, toți oamenii care avea putere să cumpără un pistol, toți avea, mai mulți oameni avea la noi în sat, pistole, toți, aproape toți satul. Dar el n-a avut pistolul, că nu i-a trebuit pistolul și ăla. Că nu i-a avut conflict cu niciun om din sat la noi. El era foarte bun om. Toți satul la noi, când a ușit pe soțul, apoi... Tot satul de la noi, mii de oameni, au fost cu mine la meeting. Și de tare tata lui Ciganu și ăla a speriat pe toată lumea, am vrut să vină cineva cu mine în public să zică ceva, dar s-a temut tot să vină cu mine să zică. Dar tu zici că soțul tău era un om respectat în sat. Da, da. Așa. Zi-mi, te rog, să revenim la poliție și la reținere. Deci, în aceeași seară a venit poliția și a reținut pe toți cinci. Da. Ce s-a întâmplat după? Ele singuri, ne-au zis mahalajiul lor, că singuri au chemat poliție, au venit poliția la dânsă, dar tata lui știa pe poliția de la nispăreni, tare gine. Zi-mi, te rog, ei au fost reținuți toți cinci. Da. Acum, condamnat este doar unul. Da. Cu ceilalți patru ce s-a întâmplat? Ei au fost eliberați? În noaptea și aia au fost eliberați. Deci reținuți toți cinci, după care patru eliberați și a rămas doar cine? Numai Stoica Ruslan. Bărbatul care a fost și condamnat. Da. În noaptea și aia au dat. Și acum vreau să înțeleg, de ce doar unul a fost pedepsit? De ce doar unul din cinci a fost condamnat? Că a făcut tata lui așa că să ia jina numai copilul lui, că să nu meargă ca o grupirovcă covenit în Amerină să ușe de pe soțul meu. Că ce se întâmpla dacă era așa? Dacă era așa, pui luam pedeapsă mai mare și băietul lui și băieții ăștia. Așa crezi tu? De unde? Asta eu nu numai eu cred, dar tăți advocați, tăți oamenii care citesc dosarul și la magazinul noaptea aceea, dacă vine unul Serioja acela și încarcă chistolul și zice, haidem să-l ușidim, nu din vorbile mele, dar din vorbile lui marturii care au fost la magazinul și... Olga ne-a pus la dispoziție un video în care stă de vorbă cu procurorul care s-a ocupat de caz. Să vedem discuția lor, atenție! Din mașină a tras, pentru că noi jos am găsit doar două până acum. De ce el șe de acasă? Ei stau toți acasă. Dar de ce nu ați luat pe dânsul? De ce nu ați luat pe dânsul? Pentru că noi toți suntem aici. Iar am fost la deal, a ridicat armă. Dușeți? Când am venit prima oară, am mers la deal ca să-i reținem pe dânsul și să nu-i permitem să pleci, da? Mă rog, mă, ce uite ce am ieșit? Am ridicat de acolo pistolul. Și i-am izolat pe dânsii în casă, ca să nu fugim de ei. Noi să-i luăm pe toți. Însă trebuie să ridicăm de ei situații probleme. Dar greșterea că mai tare, nu ai glas. Stăize. Dacă o să vă audiem pe dumneavoastră. Bărbatul din imagine este chiar procuror?
Da, el a venit în seara aceea pe, da, la locul, la locul tragediei? Feții, da. Și i-am zis, ia că aici, și eu n-am știut că e mort soțul. Eu n-am știut. Încă nu știe. Nu știam și i-am zis de prima, zic, de prima ceasul când a venit că a împușcat de 8 ori acolo s-aude. Îi ziceam în 5 ori în partea lui soțul meu și de 3 ori în partea mea, dar eu nu știam că de 5 ori o nimerit în soțul. Încă nu știe. Da. Și apoi m-a chemat a doilea zi, ora a treilea zi după ce am auzit că a murit soțul și m-am dus la procurorul ăsta și i-am zis, cu advocat am întrebat și i-am zis că în mine am împușcat de 3 ori și cât împușcături au fost și au fost și el m-a luat lângă advocat și m-a dat afară din cabinet. A zis, nu minșunează că în tine nu a tras. Deși minșunezi tu pe omul când tine nu a tras. Și eu cum am zis și zic și a ieșit în publică, puteți să mă puneți și la detector, cum am zis la Procuratura Generală. Eu tot și zic, nu minșunesc un cuvânt că nu pot să pun inima, că am 4 copii și mă tem de Dumnezeu. Că Olga, dar zi-mi, te rog, de ce tu ai pomenit mai devreme că ai văzut cum a tras doar Ruslan în acel, da, moment? Acum insiști ca toți cei, încă cei 4, să fie condamnați și ei, pentru că ar fi împușcat în soțul tău. De unde atâta convingere că au împușcat și ceilalți? Eu am așa, eu nu le-am văzut, că mă tem de Dumnezeu, eu nu le-am văzut cum pușcat. Dar în zaivlenia lui, când o întrebat pe fata mea de 12 ani, fata a zis că când a ieșit Ruslan din mașina prima rază, nu a avut pușca. Când a ieșit de a doilea oară, i-a dat Serioja pușca. Dar ce a arătat expertiza, zi-mi, te rog, expertiza medico-legală? A arătat expertiza, l-am luat și l-am dus la morgă la Nisporeni, a arătat expertiza la Nisporeni că au fost 3 împușcături în trânsul. Și apoi s-a dus o nănașă de-a mea și l-a văzut în morgă și a văzut că sunt mai mulți borți în trânsul, că el era gol pe masă. Și când a văzut, a zis, îmi pare că pe dânsul l-a împușcat mai mult, dar nu zic medicile ăștia. Și-a venit Fiodor Ghelici și m-a ajutat, că poliția nu-l dădea să-l duc la Chișinău. Că să-l... Deci ați făcut o expertiză repetată? Da, la Chișinău. La Chișinău. Da. Și cealaltă? Și cealaltă a arătat că au fost 5 împușcături în trânsul. Dar cum se întâmplă? Nu știu, stimați juriști, voi ce spuneți? Eu aș începe în felul următor, că la fața locului inițial au văzut vizual cel puțin 3, le-au fixat în expertiza medico-legală și au spus că e de ajuns. Dacă s-a trecut expertiza balistică, atunci se determina a fost dintr-o armă efectuată împușcătura sau au fost 2 arme sau mai multe. Când au venit la Chișinău și l-au luat medicul și el, apoi l-au luat, cum ați zis dumneavoastră, din un patron din trânsul care l-a scos de la Chișinău, nu se poate să-l clarifică din ce pistolet era împușcat. Nu e, 4 sunt dintr-o armă, din stoica, de la stoica Ruslan. Și doar un glonț nu se cunoaște care este, deci da, pistol. Da. Totuși este, da, nici astăzi nu se cunoaște? Nici astăzi nu se cunoaște. Dar ce spun procurorii? Că s-o șters. Nu știu, și s-o șters și nu poate să clarifică din ce pistolet era tras. Olga, tu ne-ai spus, de fapt le-ai spus colegilor mei mai devreme, că în acești 3 ani de scurs, din momentul tragediei, ai schimbat aproape 10 avocați? Da, da. De ce a fost nevoie? Tăt Nisporeniu și tăt Chișinău, el, omul, are locuri. El, omul, tata lui e bogat. Are locuri de Vorbești de tatăl lui Ruslan? Da. Băiatul condamnat? Da. Are coate de perj. El că un sezon... Bine, este un om bogat. Da. Și ce a făcut el? El tot a cumpărat. Dar de ce a trebuit tu să schimbi avocații? Ia ca a cumpărat și avocații tăi? Sau da. Lucrat cu mine un advocat din Călăraș, Titelea.
Și când au văzut expertiza de balistică, el a zis strazul. Din două puști sunt pușcate în soțul tău. Ia ca mama. Și-a trecut o zi și când îl văd, zice, da nu-i că eu m-am încurcat. Zice, trece o zi, să duceți fără mine la sud, la Ungheni, și dă drumul la Ieși 4. El s-a dus fără mine, eu nici nu știam că se duce el la sud, la Ungheni. Și tu din cauza asta ai presupus că el a fost corupt de... Da, da. Они приехали убивать. Они не пришли разбираться. Они были с оружием все. Ce vrei să dau? Să nu mai embli mai... Să nu mai embli la suduri. Там у него всегда полицейский гуляет, прокуроры гуляют. Он им делает баню, сауны. Он местный пахан. Cu dat foc la căș, cu furat din căș. E o poveste care a învățat-o pe de rost. Numai Dumnezeu știe dreptatea mea și al soțului meu. Din anul 2019, Olga Stoica din satul Vulcănești, Nisporeni, bate cărările procuraturii. Tot ce își dorește femeia este ca ucigașii soțului ei să se aleagă cu cea mai cruntă pedeapsă. Au venit două mașini cu la partea noastră și au ieșit 5 oameni. Și au început a împușca în soțul, 8 împușcături. 5 în soțul, dar 3 în mine. De atunci, singura dorință a femeii era ca toți cei 5 bărbați să ajungă după gratii. Dar verdictul pe care l-au pronunțat judecătorii nu a fost pe așteptările ei. Acum, condamnat este doar unul. Da. Cu ceilalți 4 ce s-a întâmplat? Ei au fost eliberați? În noaptea și au fost eliberați. Că au făcut tata lui așa că să ia jina numai copilul lui, că să nu meargă ca o grupirovcă. Ați făcut o expertiză repetată? Da, la Chișinău. La Chișinău. Da. Și cealaltă? Și cealaltă a arătat că au fost 5 împușcături în transfer. Ai schimbat aproape 10 avocați? Da, da. De ce a fost nevoie? Tăt Nisporeniu și tăt Chișinău, el, omul, are locuri. El tot o cumpărat. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre Olga Stoica din satul Vulcănești, Nisporeni. La 37 de ani, femeia a rămas văduvă cu 4 copii. Soțul ei, Sergiu Stoica, a murit împușcat după ce 5 tineri din sat i-au atacat chiar la poarta casei, sub ochii Olgăi. Femeia se plânge că doar unul dintre atacatori a fost condamnat, iar ceilalți 4 se plimbă în libertate. Asta chiar dacă expertiza medico-legală ar fi arătat că Sergiu a fost împușcat din 2 arme diferite. În scurt timp vom auzi ce povestesc despre tragedia apropiații învinuiților, dar și ce acuzații grave îi vor aduce Olgăi. Iar acum o invit în platou pe avocata familiei Stoica, Svetlana Mazur, care susține că oamenii legii nu au investigat cum se cuvine cazul. Sunt încălzit. Svetlana, bună seara, bine ați venit la noi. Eu, ca să înțeleg, de acest dosar vă ocupați 2 avocați. Da, exact. Astăzi sunteți prezentă doar una, dar de fapt sunteți 2 avocați. Da. De ce a fost nevoie de încă un avocat? Păi bine, munca în echipă totdeauna este benefică. Noi am preluat acest dosar fiind a 5-a, 6-a avocat. Anterior au mai fost încă 3-4 avocați. Dosarul este voluminos, complicat, de ce noi am considerat că este... Că ar fi nevoie de... E o echipă. Dar spuneți-mi, vă rog, spuneți că dosarul este complicat și din câte am înțeles de la colegii mei când au discutat cu dumneavoastră, vorbiți și despre niște neclarități în acest dosar. Vă rog să deschideți paranteza. Noi considerăm că cauza a fost mușamalizată de către procuratură. Inițial, cauza a fost pornită de către procuratura Nisporeni, în raion. Apoi a fost preluată de către PCCOX la nenumăratele plângeri ale părții vătămate. Cauza a fost pornită în privința a 5 inculpați, bănuiți la acel moment, acum au statutul de inculpați. A fost pornită doar în privința unuia, învinuit pe umor,
ceilalți patru au fost, acțiunile lor au fost calificate ca acțiuni huliganice. După părerea noastră și după multitudinea de probe în dosar, după declarațiile martorilor, aceste patru persoane urma să fie tot expediați în instanță de judecată cu statut, cu calificarea de omor. Însă ei au fost procuratura expediată în judecată doar pentru o singură persoană. Ceea ce noi considerăm chiar care și până la moment... Care e motivația moment, dumneavoastră legat de celălalt patru că trebuie să fie ca și ei participant la omor? Pe ce vă bazați dumneavoastră? Păi ne bazăm, în primul rând, după cum am spus, martorii care au fost audiați în cadrul urmăririi penale. Au fost trei martori care au spus foarte clar că au văzut cum inculpații pănuiți la acel moment au venit în fața magazinului, s-au înțeles, haideți, deci au întrebat unde e, hai să-l omorâm pe Stoica defunctul. S-au urcat toți cinci în mașină, deci au fost toți de comun acord, s-au înțeles, înțelegerea prealabilă a fost la ei că haideți să mergem să-l omorâm. Au mers la poarta defunctului, la partea vătămată, au împușcat și în direcția părții vătămate, succesoare părții vătămate, Stoica Olga, au împușcat și în defunct care a soldat cu deces. Dumneavoastră, ca avocată, cunoașteți ce conflict era între acești tineri, bărbați? Da, evident că din spusele clientei a avut loc o mică neînțelegere. Nu putem să-l calificăm ca conflict, nici de cum. Ei, mă rog, se apără, au linia lor de apărare, avocații... Ce fel de conflict? Ce știți dumneavoastră despre acest o conflict? O mică neînțelegere, nu conflict. Despre ce este vorba? Despre niște vorbe care ceva cumva nu s-au înțeles în ceva vorbe, dar nu haideți au... Haideți să vedem cine a povestit conflict mai devreme Olga despre aceasta. Atenție la ecran. Soțul meu avea o soră și s-a luat Serioja asta cu dânsa și avea sora lui doi copii. S-a dus în Rusie. Când s-a dus în Rusie, ușisul. Și nici până mu nu s-a aflat și ne-a ușisul. Avea și mai mare frică de soțul meu. Că el cât a trăit cu sora lui Serioja, el se bătea joc de dânsa. A să rezolvă și a să află de asta și a să răzbună Serioja și să-i facă ceva. Deși nu a venit el singur. Serioja este, dacă era un om mai mare și erau aici mai tineri, deși un cărcat... Tu crezi că anume el i-a instigat pe ceilalți? Da, da. Deci Ruslan, practic, a fost pur și simplu mai iute la mai mișcări? Mai iute, da. Și anume el a tras? Da, și eu, da, da. Olga Stoica spune că, fără ajutorul activistului civic Fiodor Ghelici, nu i-ar fi reușit nici măcar să facă o expertiză medico-legală repetată pentru soțul ei decedat. Cum s-a implicat acesta? Aflăm imediat. Domnule Ghelici, vă așteptăm în platou. Присаживайтесь, господин Гелич. Скажите нам, пожалуйста, почему вы вообще решили, что в это дело необходимо ваше вмешательство, и каким образом вы помогли нашей героине? Ко мне приходят со всей Молдовы, как представителю при ООН, как председателю Ассоциации общественных по правам человека, такой народный прокурор со всей Молдовы, идите к Геличу. Так люди... Алена, как пришла ко мне? Я единственный, кто этим делом разбирался, от и до. Каждый момент, я вам больше скажу, когда я узнал о том, что ее мужа хотят быстро похоронить, но при этом было два пистолета, я проводил собственное расследование. Я переговорил со всеми людьми, я был в этом селе, я говорил со всеми. Я тут же организовал, оформил в примарии, значит, декларацию на массовый протест. Мы собрались загрузить гроб и привезти прямо, поставить перед генеральной прокуратурой и потребовать, чтобы они провели экспертизу повторную. И почему? Потому что ее давили, даже полиция приехала, чтобы она быстро похоронила. Мы знаем, что такое быстро похоронить. Когда они узнали, что я включился в это дело, скандальный уголовник Гелич, начал замминистра мне звонить. Дому Гелич, не надо, зачем вы это все делаете? Что значит зачем? Человека убили, вы преступников выпускаете. А я знаю, как откат эти делается. Я знаю, я уже знал о том, что отец
того убийцы, он местный пахан, он местный вожак, он лидер. Значит, у него, я быстро информацию получаю в Молдове про каждого, там у него всегда полицейские гуляют, прокуроры гуляют, он им делает баню, сауны, он местный пахан. И тут его сын убийца. Как так? Естественно, он быстро продает квартиры, быстро ищет деньги. Мы получили информацию 75 тысяч евро. Да, но именно его сын сел, а все остальные на свободе. Так вот, понимаете, в чем дело? Прокурор – главный преступник в этой всей истории. Потому что прокурор совершил должностное преступление. Когда вот здесь юрист, вот я уважаю этого человека, понимаете, когда пятеро присутствовали, что такое это, когда совершалось? Ведь они умышленно с оружием ехали разобраться. Только за того, что Сергей пошел к отцу и сказал, слушай, утихомирь пацана, они с оружием ходят по селу, пьяные, они совершают какое-то преступление. Когда сын пришел домой, отец говорит, слушай, у меня был Сережа, и что вы ходите стреляете? И он тут же пошел, что такое? Что значит, ты пришел жаловаться моему отцу? Он собрал кодлу 5 человек, они приехали убивать. Они не пришли разбираться, они были с оружием все. 5 человек в присутствии ее, ведь она единственная свидетельница и девочка 12 лет. А больше никого. И она всем орет и говорит, было 2 пистолета. Она кидалась, потому что один был с пистолетом и другой. Она грудью старалась защитить мужа и говорит прокурору. Прокурор, на месте прокурора, что бы вы сделали? Взял бы их всех 5, включил в 1 статью групповое и умышленное убийство и пусть в суде разбирается. Так он должен был поступить. Однако прокурор меняет, выводит 4 человек из статьи уголовной, групповой, и оставляет одного. А там статья другая, а там сразу же бабло входит. Понимаете, что происходит в стране? În această seară discutăm despre omorul din satul Vulcănești, din Sporeni. Olga Stoica povestește cum 5 bărbați înarmați i-au venit la poarta casei și l-au împușcat pe soțul ei, Sergiu. Femeia afirmă că cei 5 au tras și în ea și în copilul ei. Din toți participanții la atac, însă, doar unul a fost condamnat. Acum femeia și avocații săi luptă ca și ceilalți atacatori să fie pedepsiți. În curând urmează să aflăm ce spun apropiații acestora, dar și ce acuzații lansează ei împotriva Olgăi. Dar acum, Olga, le-ai spus colegilor mei că atunci când mergeai la judecată, rudele învinuiților te asaltau. Și ai scris plângeri la nu știu unde. Dar ce vroiau ei de fapt de la tine? Vroiau că era la Ungheni, suduri mergeau, s-a apropiat la mine Stoica Ruslan, tata lui. Și m-a întrebat, ce vrei să-ți dau, să nu mai îmbli mai, să nu mai îmbli la suduri, să iert pe copcilul lui. Dar eu am zis, nu-mi trebuie nimic, adă-mi pe soțul înapoi și am îl iert. Au vrut să-mi dă mulți căs, bani, dar eu nu am vrut nimic să iau. Și atunci? Și atunci, de câte ori mă găsau, mă făceau în tot felul, de 2 ori s-a scolat Liuda, una groasă, să mă bată cu soțul ei, am făcut zaevlenii la procuratura, la Nisporeni și la procuratura și nu era niciun rezultat. Și Ruslana este care șede numai copcilul lui ea și pe ei 4 le-au făcut că să iasă, apoi toți 4 aceștia lucrează pe copcilul lui ea. Băiatul lui șede în pușcărie, în fiecare lună plătește câte 500 de euro pe o lună. Și toți băieții ăștia 4, apoi în fiecare lună îi dă bani, dar nu bani de ăștia, dar bani mari. Că el a zis că numai și mai mult 3 ani mai stă copilul lui și iasă. Echipa noastră i-a căutat pe tinerii pe care Olga Stoica îi acuză de omorul soțului său. Nici pe unul dintre ei nu l-am găsit acasă. Totuși, colegii mei au reușit să discute cu apropiaților. Să vedem ce spun aceștia despre cele întâmplate. Atenție, la ecran. Echipa Vorbește Moldova a mers acasă la Ruslan Ibrian, tânărul care este condamnat la 12 ani de pușcărie pentru omorul lui Sergiu Stoica. Am încercat să discutăm cu tatăl lui, acesta însă nu a vrut să iasă în stradă și ne-a invitat în casă. Bărbatul ne-a spus că nu are voie să apară la televizor întrucât legea romilor nu-i permite. Cum el se jură la niște muzicanți, cum veniți, vă duci să cântați la acela, la acela, dacă nu vă bate, să nu spui că nu v-am spus, nu e ca așa misiuni, că se facă rău. Pe țatul le cunoaște. E întotdeauna când la noi.
Bărbatul ne-a organizat o întâlnire cu Ludmila Mavroian. Femeia ne-a povestit că fratele și doi feciori de-a ei au fost cercetați ca complici la omorul lui Sergiu Stoica. Băiatul meu când a venit, s-a dus și numai să o vorba aia asta, a spus, șoteți cu minte și faceți. Nu trebuie așa cuțât, un coaș încolo, dar... Femeia zice că niciunul dintre apropiații ei nu a tras în victimă. Ea ne-a spus că vinovat de crimă este doar Ruslan Ibrian. Nu, numai Ruslan a pușcat de frică. Dacă el nu vine la mașină să deschide, să dă cu cuțât întrânsul, el nu fășea. El suia toți în mașină și vine la aici, la Ruslan, la Anaș aici. Fierii dumneavoastră, fratele, nu au pușcat. Nu, nimeni nu a pușcat, numai Ruslan nu a pușcat. Totodată, femeia este convinsă că știe tot adevărul despre nenorocire. Ea spune că feciorii i-au povestit detalii despre cele întâmplate. Femeia susține că vinovată de toate s-ar face Olga, care i-ar fi înjurat pe băieți, iar asta ar fi strânit un mare conflict. Femeia lui a luat și bușcorit pe băietul meu și el tot așa, și nu ești tu mare aici. Și a luat, nu știu, și-a zbit, nu știu, acolo pe băietul și-a pus și el cuțitul la pâncile băietul meu, a pus. E rușine mare la noi, pozor mare când sudie o femeie, un bărbat. La noi nu e așa. Ludmila Mavroian ne-a zis că în noaptea nenorocirii din sat au fugit 30 de oameni. Printre cei care și-au părăsit locuințele era și femeia împreună cu nepoții. Am luat pe Nora, am luat pe nepoței, am pus o taxi și am trimis la Chișinău. Dar băieții erau aici. De noapte așa nu i-am fugit. Toți. Am lăsat tot așa și am fugit și cu nepoți și cu toți, cu tot familia nu i-am fugit. M-am temut să nu vine să ne ușim din casă. În câteva clipe aflăm ce acuzații grave îi va aduce Ludmila Olgăi Stoica. Și el cu asta se apără și între țiganii noștri și între poliție. Că au fost Serioja cu cuțitul, că s-au apropiat la dânsul. A avut Sergiu tău cuțitul sau nu? Nu a avut. Dar zi-mi, te rog, această femeie, anume ea te amenința la judecată. Ea sărea la tine la vârf. Da. Despre ea vorbim. Da. Că ai pomenit de Ludmila și știu că pe ea o cheamă Ludmila. Dar zi-mi, te rog, ea spune totuși că a fost nevoită să fugă din sat imediat după ce s-a întâmplat cu rudele, cu copiii, cu nu știu ce acolo, că s-ar teme de rudele tale. Voi ați amenințat-o? Rudele mele tăți-s date de la dânșă la poliție. C-o dat foc la căș, c-o furat din căs, că... Voi ați amenințat-o? Nu. Rudele tale? Nu. Nu? Nu. Hai să vedem... Ce ne-a spus ea? Fratele și feciorii Ludmilei Mavroian se numără printre cei 5 bărbați care au venit în seara omorului la casa Olgăi Stoica. Femeia ne-a spus că văduva și rudele ei s-au răzbunat crunt pe familia sa. Să vedem despre ce este vorba. Prima a venit și o străcat-o. Și apoi a venit și o furat tot din casă. Nu a rămas nică. Și după aceea au venit și au dat și focul. Da, băietul lui Aliona a făcut tot și neamurile tot lui Aliona. Numai Dumnezeu știe dreptatea mea și al soțului meu. Nu vreau așa că să mă jur că... Ele știu că asta nu e precis, asta nu s-a apropiat nici un frate, nici băietul meu. În tragedia aceea, când a ușit pe soțul, Dumnezeu să ferească pe tăți, să nu mai aibă tragedie de asta, nu-ți vine pe-o casă să te duci să te răzbuni pe-o casă. Tu plângi că nu poți să te liniștești că omul și ăla s-a dus de viață. Aici vreau să concretizez vorbele a doamnelor în cauză sunt pur declarative. Asta este o linie de apărare, o tactică de apărare a lor. Ori pe acest fapt, pe aceste fapte care dumneiei invocă, a fost pornit o cauză penală, a fost chemat fiul dumneiei, a dat explicații și nu a avut nicio calitate în acest... Nu ceva a avut este bun declarativ, dar atunci când vezi o casă arsă, spusele altor martori, ei singuri și-au înscenat. Așa cum a dat declarație doamna Ludmila o cheamă, da? Da. Ea a spus în felul următor că eu știu sigur
că numai Ruslan a tras. Adică e o poveste care a învățat-o pe de rost. Pe mine asta mă pune în gardă. Nefiind la fața locului, ea este sigur că numai Ruslan a tras. De aici, procuratura trebuie să dea răspuns. Eu vreau să vă întreb, doamna Mazur, Olga, ce aveți de gând să faceți mai departe? Inclusiv, poate și domnul Ghelici, dacă el vă recomandă ceva. Deci, noi în continuare sperăm că procuratura își va face meseria așa cum trebuie. În limitele legii, nimeni nu dorește nimic mai mult, nu dorește să fie aceste persoane trase la răspundere pentru alte fapte decât pentru cele ce au comis. Deci, noi așteptăm pronunțarea ca procuratura să-și facă meseria, să expedieze totuși, să cerceteze, să expedieze în instanță cauza în privința celor cinci fete tentativă de omor în privința doamnei Stoica, deoarece acest moment a fost scăpat din vedere, urma din start să fie expediat și pe acest episod, cu atât mai mult că și complicitatea la omor a defunctului Stoica tot urma pentru a ieși la patru inculpați să fie expediată, însă a fost cum a fost, deci aici se impune și o revizuire din partea procuraturii, clar că noi asta nu o să o vedem. Procuratura pur și simplu nu-și face meseria. Vreau să te întreb pe tine, nu ți-e frică? Vei merge în continuare, mai departe? Toată viața mea cât trăiesc, a să merg înainte. Vă знаете, що мене поразило? Когда я приходил на заседание суда, эта пятерка сидела на скамье подсудимых. У меня такое ощущение, что это показывали какую-то клоунаду. Они сидели, хохотали, смеялись, улыбались, переговаривали. Она сидела рядом со мной. И ее полиция, вы представьте себе, близкие родственники этих убийц сидят в зале. И она одна. И мы ее, я ее держал, чтобы она не вскочила, потому что она, не, она вскакивала. Это страшно было смотреть. Она вся горела внутри и снаружи. Суд не мог вести заседание, судья. Полиция вмешивалась, потому что перепалка. Это страшно, что происходило. Когда я это все перекрутил, переварил, я понял одну вещь, что в это дело были запущены огромные деньги для того, чтобы поменять статью обвинения, в том числе начиная и экспертизу. Поэтому сегодня, вы знаете, не хуже меня ситуацию, можно сегодня по заявлению прокурора, прокурор должен инициировать это дело возвратить на пересмотр. Детерминация по авокации, până la urmă, fiindcă schimbarea des de avocat duce la ceea ca lucru să nu fie finalizat. Referitor la schimbarea multor procurori și judecători, cam scoate bănuiala a domnului Ghelici precum că au fost cumpărați toți. Aici scoatem această bănuială, dar dacă până la urmă se demonstrează ce își vorbește domnul Ghelici, că s-au vândut apartamente, că s-au vândut de acum terenuri, ca să cumpere justiția de Republica Moldova și se scoată pe cei patru care lucrează pentru cel care se află în penitenciar să huzurească acolo, atunci este foarte grav în sistemul judecătorești penitenciar de Republica Moldova. Întrebarea e de ce mai avem organe de drept? De ce? Dacă nu avem cui să ne plângem? Cui? Să venim la Vorbește Moldova și să povestim? Nu avem cui să ne plângem. Dumneavoastră putere. Dar eu cred că rezolvarea, în linie generală, putea să fie mult mai rapidă, în caz că în cadrul comunitate era o discuție și nu era partizanatul care este. Probabil asta dăunează cel mai mult și aici vă îndepărtează și de comunitate, și nici frică, pentru că nu plecați de acolo, sunteți cu ei, vă considerați că sunteți țigan și atunci trebuie acceptați realitatea care aveți și luați măsurile interne. Părerea mea asta este. Eu vreau să vă spun că pe tot parcursul acestei emisiuni, atâta timp cât am privit-o pe doamna Olga, am văzut o tristețe enormă și, așa cum zice ea, o să urmeze această tristețe tot parcursul vieții. Eu vă doresc să vă liniștiți și să aveți totuși puteri să treceți prin această perioadă. Iar în ceea ce privește organele de drept, eu totuși cred, la insistența avocaților, la insistența dumneavoastră, trebuie să mergeți înainte, trebuie să luptați și o să, până la urmă, eu cred că totuși, eu sper, într-o justiție și în actul de justiție și eu cred că o să găsiți lumina aceea din, o să găsiți dreptatea. Mulțumesc!
Aici încheiem. Dumnezeu să facem de răsăruți cu cei dragi mereu. În data de 23 decembrie 2021 la ora 20, televiziunea Prime a difuzat reluarea ediției Vorbește Moldova cu denumirea Acesta a fost omor. În platou, rudele victimei au adus acuzații împotriva unui consătean, Victor Voloh, pe care îl credeau vinovat de crimă. Vă informăm că la data de 2 iunie 2021, prin sentința judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă, a fost recunoscută vinovată o altă persoană. Magistrații au stabilit că Victor Voloh nu are legătură cu omorul lui Ion Pântea.